Silvia Radu a anunțat că va iniția o anchetă internă în cazul bradului adus din Munții Carpați și a promis că banii irosiți vor fi recuperați. Ea crede că autorul farsei cu bradul chel ar fi liberalul Valeriu Munteanu. Toți știu cine este acel cineva care a organizat această farsă, care de fapt nu mi-au făcut-o mie, dar i-au făcut-o locuitorilor Chișinăului. Pe mine nu mă sperie nici sabotajele, nici declarațiile misogine și bădărane ale domnului Munteanu. Și încă o dată repet că este absolut intolerabil ca un lider politic să promoveze misogenismul în public. Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, liberalul Valeriu Munteanu a negat că ar avea vreo legătură cu bradul importat. El a spus că, în semn de protest, nu va merge în acest an la brad. Mai mult, el a îndemnat și cetățenii să se gândească dacă merită ca acest brad oligarhic să fie onorat cu prezența. M-am dinuit cu toate relicii, toată pământul. Am aflat în ultima săptămână că min atunci când am spus că bradul nu va fi adus cu trenul și el nu a fost adus cu trenul, sau acesta nu a fost adus cu trenul, că sunt corupt, nu știu pentru ce, că aș fi comunist și umblu cu Secera și Ciocanul. Eu m-am spus că sunt misogin, nu știu dacă dumneavoastră înțelege profunzimea cuvântului misogin, iar ultima acuzație care mi s-a dus că aș maltrata femeia. Asta pentru mine a fost extrem de durută, pentru că am acasă 5 femei, soție și 4 fiice, și chiar este o ofensă destul de mare. Eu am lucrat în foarte multe colectivi, la primărie, la parlament, la guvern, cunosc și mă cunosc mii de femei și nu cred că odată am dat dovadă de așa ceva. Mulțumesc. Potrivit lui Munteanu, bradul care a fost adus din curtea unei foste grădinițe a fost tăiat ilegal, fiind astfel prejudiciat mediul. Acest brad, cel de-al doilea, a fost tăiat fără autorizație de tăiere și fără a plăti bani pentru daunele aduse mediului. Acest lucru a fost, bradul a fost cumpărat de către un cumpărător impostor de la un vânzător impostor, pentru că nici vânzătorul nu l-a crescut el timp de 50 de ani în curte. Vom recupera și dauna care a fost cauzată prin tăierea urgentă a bradului de pe acel teritoriu privat și acest brad care a fost instalat în piața Marii Adunări Naționale. Bradul achiziționat din Ucraina a costat 15.000 de lei. Autoritățile nu au anunțat însă cât a costat și cine a achitat pentru transportarea molidului. Silvia Radu susține că pentru bradul montat acum în piața Marii Adunări Naționale a plătit personal 10.000 de lei. În spațiul public nu există însă o confirmare oficială că pomul a fost procurat și donat de Silvia Radu.